Vă pup, dragii mei, și bine ați revenit! Și astăzi o zi foarte senină, foarte frumoasă, o zi călduroasă de vară. Și de asemenea o zi foarte încărcată pentru mine, ca de obicei. Cam acesta este stilul meu de viață, foarte aglomerat. Mă refer aici la multe treburi pe care le-am de făcut într-o zi, dar nu mă vait. Îi mulțumesc lui Dumnezeu zi și noapte că pot să le fac pe toate, că sunt sănătoasă și în rest ce mai contează? Ușurel, ușurel, le facem cu bine pe toate. Dacă suntem sănătoși, chiar nu ne putem plânge de altceva. Da, astăzi este o zi așa mai specială pentru mine, pentru că voi merge din nou să donez sânge. Îmi place foarte mult să fac acest lucru. Sunt donator de câțiva ani buni, 10-12 ani. Fac acest lucru de multe ori și împreună cu Renata, pentru că este un lucru foarte bun și foarte sănătos pentru noi în același timp. Nu știu, am așa un sentiment extraordinar și o senzație fantastică când știu că sângele meu așa salvează efectiv alte vieți. Îmi place foarte mult să fac acest lucru. Leo știe treaba aceasta, pentru că și când eram la București donam. Și chiar și acum i-am spus că o să merg din nou și îmi spunea: da, Ana, tu te duci să te înțepi de bună voie să-ți ia sânge și eu sunt sătul, nu mai suport. Mai ales că el are așa o oroare de ace, nu suportă. Eu chiar n-am nicio treabă. Foarte bine mă simt când fac acest lucru, după cum v-am spus, am așa un sentiment de bine și sunt foarte fericit așa în sufletul meu. O să merg să mă întâlnesc și cu Renata, vom merge împreună cu o mașină să vedem, ca să nu mai mergem amândouă mașinile, vom merge împreună și vom dona sânge. Pe mine nu mă, v-am spus, nu, chiar n-am nicio treabă de cu acele, cu lucruri de acestea, deci nu mă impresionează nimic absolut referitor la acest lucru, nu am nicio teamă și cred că știți și dumneavoastră că se recoltează cam în funcție de 450 de mililitri la persoană și după cum v-am spus, este foarte bun acest lucru, foarte sănătos pentru organism, deoarece acest sânge se regenerează. Acest lucru se întâmplă cam în 2-3 zile, cam 24-36 de ore, așa depinde. Și organismul este forțat să producă din nou acest sânge și cum ar fi, este un proces de regenerare și pentru organismul nostru. De aceea am spus că este foarte sănătos și pentru noi ca persoane, dar mai înainte de toate ne gândim că este un lucru extraordinar de bun, deoarece v-am spus că la sângele recoltat de la o persoană se poate folosi, salvează 3 vieți, deci se poate folosi cam la 3 persoane, cam acesta este așa procentajul. Și cred că știți și dumneavoastră că sângele conține trombocitele acelea, globulele roșii și plasma. Globulele roșii se mai cheamă și eritrocite. Cred că știți și dumneavoastră acest lucru. Și din sânge se extrag acestea, deci plasma, eritrocitele, globulele roșii și trombocitele și se, mă rog, folosesc în funcție de necesitățile fiecărei persoane. Și oricum nu se poate conserva foarte mult sângele donat, deci are anumit termen. Și de aceea este foarte bine, cu cât donează mai multe persoane, cu atât este mai ok. Nu știu, așa când stau și mă gândesc că ferească Dumnezeu, ați văzut, sunt situații când viața unui om depinde efectiv
de lucrul acesta. Dacă nu se găsește sângele cu grupa respectivă pentru a fi administrat, pentru a se face transfuzia, este pericol de moarte. De aceea v-am spus că am un sentiment de bine când fac acest lucru. Cred că știți și dumneavoastră că un om, o persoană, are în jur cam de 4-5 litri de sânge. Și nu mi se pare mult că se recoltează acei 450 de mililitri la o donare. Inițial, unele persoane se simt mai slăbite, amețesc după această procedură de donare, sunt așa mai sensibil, dar eu chiar nu am nimic. Fac acest lucru, v-am spus, de foarte mult timp, 10-12 ani, și când eram la magazin, lucru, după ce donam, mergeam direct la magazin, unde stăteam 12 ore pe zi, în picioare, cu tocuri, aranjată frumos, cochetă, pentru că așa îmi place. Și chiar nu aveam niciun fel de problemă. Inițial, după ce se donează sânge, ziua aceea este liber. Este lege, se dă liber, dar eu niciodată, scuze, nu am profitat de acest lucru, nu am avut nevoie și oricum nici n-aș fi avut cum să lipsesc. Pentru că știți și dumneavoastră cum este, când ești prezent acolo, lucrurile merg mai bine. De aceea am spus și atunci când vă spuneam că am încercat să găsesc personal pentru alta afacere, să-i spunem așa, a trebuit să caut cu grijă, să mă interesez. V-am mai spus că lucrez cu o persoană cu care am mai lucrat și în care am cât de cât încredere. Pentru că dacă nu ești tu acolo prezent, lucrurile nu merg așa cum ar trebui să fie. Dar mai sunt și situații în care trebuie să lipsești, să pleci în alte părți și nu ai cum să ajungi. Și atunci clar îți trebuie cineva de încredere. Se mai oferă și niște tichete, ca niște bonuri pe care le poți folosi, nu știu în ce scopuri, probabil să cumperi alimente sau nu știu. Eu tot timpul am căutat și le-am donat chiar acolo în sediu, pentru că să știți, este trist, dar sunt cazuri de persoane care vin să doneze pentru aceste sume, care nu sunt foarte mari, vă dați seama, chiar nu sunt mari, dar sunt persoane amărâte și faptul că au o zi liberă de la serviciu, profită și de aceste etichete cu care își pot cumpăra alimente, este un lucru, contează. Și de aceea tot timpul am căutat și le-am donat, m-am orientat așa și le-am donat acolo pe loc. Pentru a putea dona, știți și dumneavoastră că se fac anumite analize, ți le faci acolo pe loc pentru prima dată când mergi să donezi, bine, apoi ești luată în baza aceea de donatori, se fac toate analizele de sânge, deci trebuie să fii perfectă, gen să nu ai boli transmisibile, ferească Dumnezeu, boli de sânge, diabet, alte lucruri. Am ajuns la locul de întâlnire cu Renata. Sper să fi venit și ea. Va trebui să închid ca să o pot suna. Să văd dacă a ajuns. M-am întâlnit cu Renata, deja venise și mă aștepta și suntem împreună, așa cum v-am spus, mergem să donăm sânge. Mergem la centrul aici, din Pitești, și cam până în jur de 12 este deschis. Și deja se poate dona sângele. Da, este cald și este destul de dimineață, dar
cu siguranță va fi din nou o zi foarte călduroasă. Cerul este perfect senin de acum, nu se vede nici măcar un norișor. O zi perfectă pentru plajă din nou și numai de plajă nu stau eu acum. De unde timp? Da, vreau să vă mai spun referitor la donare că se poate face inițial cam la 2 luni, așa, cam la 60 de zile, dar eu donez cam de 2 ori pe an. Și cred că am mai făcut un vlog când am mers din nou și am donat. Anul acesta, cred, sau anul trecut eram anul. Cred că anul trecut. Și cam de 2 ori pe an merg în general. Este ok să, așa, nu știu, să mergi, v-am spus, eu am un sentiment de bine când fac acest lucru, mă simt așa foarte bine și în păcate sufletește că pot să fac din nou un lucru bun și să ajut atâtea persoane care au nevoie. Dacă nu ai teamă, așa cum v-am spus, de ea, ce cum se mai întâmplă, ați văzut la unele persoane să aibă sentimentul acela așa de ace, chiar este ok. Dar să facem acest lucru. Ce ace? Că e o începătură mică și gata. Nu e... Da, se leagă cu garoul acela, se desface și nu este nicio procedură sofisticată. Știți și dumneavoastră, cei care ați făcut acest lucru, se stă întinsă pe un pat așa, puțin ridicat, dacă vreți se poate lăsa și mai jos. Este acolo doamna asistentă în permanență, deci chiar nu are ce să se întâmple. Este totul bine, ok. Bine, sunt niște criterii ca să fii în parametrii să donezi, trebuie să fii clinic sănătos, să nu... Îți fi făcut vreun tatuaj recent? Da, am spus, mai multe, da. Am spus înainte. Și bineînțeles, vă dați seama, nu se consumă alcool, nu se fumează când mergi să faci această donare. Și bineînțeles, este acceptat și chiar se recomandă, mai ales pentru cei care sunt așa mai sensibili, să se consume un mic dejun sănătos. Aici vorbim de legume, de fructe. Chiar și lactate se pot consuma înainte de donare, dar vă dați seama, fără sucuri acidulate, alcool, tutun exclus. Este recomandat acest mic dejun pentru persoanele care sunt mai sensibile, gen și recoltându-se acei 450 de ml, vă dați seama că dacă organismul este mai sensibil așa, se produc senzațiile de amețeală sau așa de slăbiciune a organismului și de aceea se recomandă acel mic dejun înainte. Eu bineînțeles că nu mănânc, știți că micul meu dejun este în jur de 2 chiar și 3 și micul dejun al meu constă în ciorbă. Mai de fiecare dată când pot și am posibilitatea, mănânc ciorbica prima masă, pentru că așa îmi place, nu că, nu știu, mi impun o regulă. Bineînțeles, dimineața dacă am posibilitatea, beau acea lămâie cu miere, după cum v-am spus. Dar astăzi clar nu am băut. Păi micul tău dejun este deja prânzul, deci da. Se potrivește ciorba. Da, micul meu dejun de la 2-3. Și astăzi chiar nu am băut nici lămâia cu apă și cu miere. Am zis să fiu așa curată, clean, de la A la Z, fără nicio lămâie, fără nicio miere, fără nimic. Nu știu mierea dacă influențează, uite, chiar nu știu lucrul ăsta când se donează. Da, sper să nu fie aglomerat, de aceea am plecat mai de dimineață, pentru că, să știți, sunt destule persoane. Cel puțin când am fost ultima dată, chiar era destul de aglomerat, pot să spun. Am ajuns la centru de transfuzie sanguină, deocamdată nu se vede mai nimeni pe aici la exterior, sper să nu fie aglomerat în interior. Și știți că în interior nu se poate filma. O să vedem. Bună ziua, era aglomerat? Gata, mă pregătesc să intru. Gata și cu donarea, a fost super.
deloc greu, așa după cum v-am spus, a mers destul de repejor și să știți, am rămas surprins, impresionată, foarte multă lume. Este un lucru foarte bun. O să mai stau un pic aici bandajată și apoi dau bandajul jos, că nu este nicio mare problemă. Doar să nu curgă sângele, pentru că sângele meu circulă cu o viteză wow! Deci când mi se ia sânge, îmi țâșnește efectiv pe pereți, cum se spune. Așa îmi spunea și mic și Leon meu. Doamna, fierbe sângele în tine. Avea el așa o exprimare și un mod de a intona, mai că parcă m-ar fi certat. Mă bucur foarte mult că am reușit, repede și foarte bine toate lucrurile au mers. Îmi place foarte mult porumbul, câțiva castraveți așa mai mari, îi plac mamei să-i fac așa cu usturoi și mie îmi plac foarte mult. Am mai cumpărat macrou aici, foarte bine arată, mare și sănătos. Baby herring, de data aceasta pentru noi. Foarte bine arată și acesta. Chiar am poftă așa să mănânc prăjit cu muște. Și acum voi merge mai departe să văd ce mai cumpăr. Tot timpul cumpăr. Și din nou la cumpărături. Am cumpărat grâu pentru păsări. Am mai cumpărat serie de cumpărături. Am fost la măcelăria aceea de unde cumpăr pentru cățeluși. Am luat niște cârnați așa foarte buni, semi-afumați. Am mai cumpărat eu așa și sunt delicioși. Nu au niciun fel de condimente și un gust extraordinar. Pentru grătar. Am mai făcut pe grătar fript și sunt un deliciu. Și am luat un sac de șoriciuri ca de obicei. Și am găsit niște oase foarte cărnoase, pline de carne, încerc să vi le arăt, cu cărniță foarte multă, foarte bine arată. Le-am luat așa 3 pungi și o să trebuiască să le fierb imediat cum ajung, să le prepar o mâncare delicioasă la toți câinii, să se bucure și ei, pentru că ei știu că mami mereu le cumpără câte ceva. Iar acum am să merg din nou spre market. Gata și cu treburile noastre, o parte din ele. Renata a plecat și ea mai departe la treburile ei. Eu am mai făcut câte ceva cumpărături pe aici și acum voi merge spre market. Este o zi extrem de călduroasă astăzi, da, chiar simt că este vară. Și ieri a fost călduț, dar spre seara a plouat. A fost foarte bine că nu a mai fost nevoie să udăm în grădină. Renata este o fericită, spre seara va pleca din nou la mare. Atât mă bucur de mult pentru ea, de parcă aș pleca eu. Foarte bine că poate pleca să se recreeze, să facă plajă. Eu când mai prind momentul, mai mă pun și-o pe șeslong la plajă și visez că sunt la mare, momentan, pentru că nu se știe. Poate am și eu ocazia să ajung. Să vedem ce voi face, dacă și anul acesta voi avea noroc să plec și eu, măcar câteva zile. Este chiar vreme de mare, cerul perfect, senin impecabil, o adevărată zi de vară. Știu că așa căldura excesivă nu prea este ok pentru anumite persoane, dar eu o iubesc, o ador, efectiv. Aici la un magazin veterinar de unde mai cumpăr eu diferite medicamente pentru animăluțe și o să opresc să văd ce mai cumpăr. Am mai cumpărat niște medicamente de aici, de la farmacia aceasta veterinară, v-am spus, este inițial un cabinet veterinar și am luat
am mai luat niște medicamente ca să le am acolo acasă pentru orice eventualitate, preventiv. Și ce credeți? I-am cumpărat lui Viezurel calciu și vitamine foarte bune, de proveniență americană, sunt din America, ceva foarte calitativ, mi-a spus domnul doctor de acolo. Calciu și vitamine incorporate în aceeași pastilă. Și Viezurel va primi câte o pastilă de calciu cu vitamine pe zi. Să se facă și el un cățel mare și frumos, că personalitate slavă Domnului are destulă. Cum v-am mai spus, o personalitate puternică, mi-este tare drag de el, cât este de mititel, atât este plin de viață. De plin de viață. Vai, iar trebuie să mai opresc aici, aceeași problemă cu locurile de parcare, deci este dezastru. Și când mai văd aici niște șoferi care parchează de te doare capul, 7 locuri și o singură mașină. Deci nu înțeleg ce parcări fac oamenii ăștia sfinte, Doamne. În fine, am reușit să mă strecor aici. O să mai intru aici să mai cumpăr câte ceva și într-un final sper să ajung și la market. Am cumpărat și de aici de la magazin și acum merg în final spre market. Da, vreau să vă spun vis-a-vis de acel lucru cu donatul de sânge. La centrele acestea mari, așa de înfrumusețare, chiar există o procedură numită terapia vampir, prin care se face cam același lucru. Se extrage sângele așa, se pune ceva gen la o centrifugă și se extrage plasma din el, cred, dacă rețin eu bine, și se injectează pe acolo, pe unde sunt probleme, la ten, pe decolteu, mă rog, fiecare unde își dorește să facă anumite schimbări. Cam același lucru se întâmplă și acolo, la fel, tot o chestie de sânge care se recoltează și v-am spus, se pune la acea centrifugă și se extrage plasma din el pentru a putea fi administrat acolo unde își dorește fiecare, unde vrea să facă schimbările respective, și se cheamă terapia vampir. Este o procedură de întinerire, am înțeles, am mai văzut și eu pe la centrele acestea mari de înfrumusețare tot felul de reclame și de lucruri. Nu am citit foarte mult, nu m-am documentat pentru că nu m-a interesat. Dar ceea ce știam cu siguranță este că e bazată tot așa pe această procedură cu luatul de sânge, să spun așa, mai simplu. Gata, și cu marketul în final, văd că nu sunt mașini multe, sunt locuri destule de parcare, sper să fie în regulă. Chiar nu mai am chef de aglomerație, peste tot pe unde am umblat prin oraș, deci un haos total, o aglomerație, chiar m-am săturat. Cred că nu mai merg un an la cumpărături, nu mai vreau să mai văd magazine, marketuri și nimic. Vreau să merg în oaza mea de liniște, să stau liniștită, să merg doar la treburile mele și atât. Pentru că acolo n-am încotro, chiar trebuie să merg, da, cu cumpărăturile nu mai vreau să mai aud, m-am săturat. De îmbulzeală, de haos, de cozi interminabile și cu circulația este un dezastru, nu știu ce se întâmplă. Cred că unde este căldura aceasta prea mare, lumea este așa dezorientată, ca să spun. O să intru și pe aici să vedem despre ce este vorba. Da, și aici la Lidl cu cumpărăturile, am umplut din nou coșul și acum
le pun în portbagaj și voi merge în drum spre casă, că îmi ajunge de astăzi dimineață. Și în drum spre casă, în sfârșit. Gata, am terminat cu cumpărăturile, m-am lecuit. Am mai oprit aici la o farmacie, i-am mai luat lui mama, mamei de fapt, scuze, vai ce aglomerat. Niște paracetamol și ce-a mai avut ea acolo nevoie, ce mai mi-a spus să ia. Nu știu dacă nu o ia cumva o răceală, ori poate de la aerul condiționat. Cam era așa un pic sfărăită, să zic, vorbea pe nas. Este foarte aglomerat și prin oraș. În market să știți că nu era cine știe ce aglomerație, era mai mult așa, nu știu cum să zic, o vânzoleală fără rost. Lumea nu prea cumpăra, așa printre rafturi, nu am înțeles ce și cum. Mie nu-mi place să pierd vremea aiurea, așa în general când mă duc la cumpărături, mă duc punct lovit, punct ochit. Adică iau ce știu că îmi trebuie și cu asta basta. Așa că mai îmi sar, eu știu, nu știu ce produse în ochi care poate chiar nu am nevoie atunci pe moment și tot le iau, dar nu stau să mă duc, să mă uit 7 ore, să mă învârt aiurea. Eu oricum sunt cu timpul așa limitat, sunt tot timpul în criză, în alergătură, dar asta este ce să faci, poate altă lume are timp mai mult la dispoziție, poate unele persoane vin prin marketul să se mai destindă, să se mai uite, să se mai plimbe, fiecare cu treburile lor și fiecare își gestionează timpul așa cum poate, așa cum știe și asta este, ce să mai zic. Deci azi chiar a fost caniculă. Am nimerit și aiurea cu această rochiță neagră, care nu este deloc adecvată timpului de afară, căldurii mă refer, datorită nuanței, dar asta este. Am zis să fie așa ceva mai serios, având în vedere că mergeam la acel centru de donare și transfuzie sanguină, am zis să fie mai așa. Este ora după amiezii, dar deja nu știu ce se întâmplă, că este foarte mare circulația, este vânzoleală, așa cum v-am spus. Cred că am vorbit prea încet, scuze. Mă lăsam așa purtată de gânduri în timp ce vorbeam cu dumneavoastră. Mă gândeam la Leo. A rămas că mă sună în jur de 5. Este 3:30 abia. Spun abia pentru că umblu de azi de dimineață. Tot umblu, mi se pare că am făcut extrem de multe lucruri și este foarte devreme și chiar am făcut, nu că mi se pare. Așa sunt zilele mele, foarte încărcate. Bineînțeles, nu am mâncat nimic până la ora aceasta. Dar voi merge acasă și voi servi o ciorbică în primul rând. Ieri a făcut mama o ciorbică din cartofi, de cartofi din grădină. A scos câțiva din aceia așa mai mititei, să le testăm gustul, să vedem cum s-au făcut. Nu este cazul încă să-i scoatem, dar așa de probă, foarte grozav. Deci un gust, nu vă spun, imaginați-vă, cartof de grădină, crescut natural, 100% natural, fără niciun fel de nimic adăugat. Și a ieșit delicioasă, acrit așa puțin și cu leuștean verde din grădină, care are un gust, Doamne, și un miros. Și cu un ardeiuț din acela așa mai subțirel, tot din grădină, iute, vai, deci a fost o minunăție și chiar la aceea mi este gândul acum. Prima mea,
prima mea masă pe ziua de astăzi va fi ciorbica, ca de obicei. Atunci când am posibilitatea, v-am spus că prima masa mea este ciorba, indiferent de oră, nu contează. Da, dragii mei, vă pup, vă doresc o seară minunată și multă sănătate!